Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem etalarea pentru luna august 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Rac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna august 2022, evenimente importante Rac. Arhanghelul Metatron, ok, asta este o carte foarte importantă, el este un arhanghel foarte puternic, ok, legat de natură, conectați-vă foarte mult cu natura și poate că în perioada asta chiar o faceți, cu siguranță, dacă nu o faceți, este necesar, sincronizarea divină. Bun, aici vorbim despre faptul că e timpul să creezi, explorează. Poate că ai stat foarte mult timp în zona de confort. Clar. Și deja știi asta. Ai așteptat ordinul de la autoritate. Și aici vorbim de divinitate. Ai așteptat un semn. Ai așteptat o schimbare. Ai așteptat, poate ai avut probleme cu sănătatea. N-ai știut să te iubești pe tine. Ai învățat să te iubești pe tine. Ok? Asta a fost cel mai important pentru tine. Ți s-a arătat în vise. Privește dincolo de situație. Aici vorbim de persoane foarte sufletiste care pur și simplu v-a fost greu să acceptați că anumite situații trebuie privite imaginea de ansamblu și anume nu putem schimba pe toată lumea și cine nu vrea să se schimbe, bye bye. Sau cine este așa și nu, pentru că aici aud un mesaj profund pentru voi. Foarte mulți dintre voi ați fost dezamăgiți că n-ați primit dragoste, n-ați primit iubire, atenție, afecțiune și din toată chestiunea asta, aici intervine lecția, ați învățat ca toată energia aia să o investiți în voi, să vă iubiți voi pe voi, ca în așa fel încât să nu mai simțiți nevoia de atenția sau iubirea cuiva care nu vă oferă. Iubirea, practic, trebuie să vină din partea celui care o simte sau atenția. Cine n-a simțit să fie lângă voi, foarte bine, dar o va simți când vă iubiți pe voi, pentru că emanați o altfel de energie. Nu mai sunteți în codependență și în dorința de a atrage, de a face tot posibilul și imposibilul de a atrage atenția cuiva. Pentru că este cineva aici care și-a dorit foarte mult dragoste. Și aici vorbesc de cei cu ascendent și descendent în rac și chiar luna rac. Pentru cei din zodia rac. Și cei care până acum poate nu l-ați cunoscut pe Metatron, este un arhanghel foarte puternic și vă ajută în astfel de situații. Oricum el clar vă veghează că de-aia și-a apărut. Dar puteți foarte mult să vă rugați la el, să vă îndrume în situația în care sunteți acum. El este, ca să spun așa, cheia. Răspunsurile la toate întrebările voastre și confuziile voastre. El vă ajută să mergeți mai departe. Mai este reprezentată imaginea asta. Văd că sunt aici doi lei. Ok. Este forța acestui arhanghel. Forța. Cred că este steaua lui David pe care o ține în mână. Dar este un arhanghel foarte puternic și foarte mulți dintre voi chiar aveți nevoie de ajutorul lui în această perioadă. Meditați și conectați-vă cu el. Ce vă așteaptă pe cei din zodia rac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în august 2022, evenimente importante rac. Am spus leu? Cred că sunt obosită. Ce vă așteaptă pe cei din zodia rac în august? ...2022, evenimente importante rac. Rac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Rac. Da, bineînțeles. Aici este o dezamăgire, da. Este o dezamăgire
Și anume, trădările în masă. Poate cineva v-a trădat pentru un berbec. Sau este vorba despre faptul că vă este foarte greu să aveți un nou început, pentru că trecutul sau trădările din trecut v-au făcut să vă transformați, ca să spun așa, în persoane care stau tot timpul... Eu nu cred că mai sunteți așa. Mulți dintre voi ați trecut peste episodul ăsta. Ăsta reprezintă cam jumătatea lunii iulie, sfârșitul lunii iulie mai exact, în care toate lucrurile astea s-au petrecut, poate și 1 august. Dar aici este o mare victorie de a merge mai departe, în care voi reuși să vă echilibrați și să aveți un nou început chiar și în dragoste și în afaceri și în tot. Deveniți mult mai stăpâni pe voi, mult mai independenți, mult, și aici nu vorbesc de independență financiară neapărat. Independența asta despre care vorbeam mai devreme, de a nu necesita atenția sau dragostea cuiva, pentru că ești tu, tu îți ești suficient sau suficient, ok? Și nu vorbesc de a rămâne singur, vorbesc că în momentul când ai învățat lucrul ăsta, ai să vezi câte persoane ai să atragi în jurul tău și clar n-ai nevoie de cele care ți-au făcut astfel de lucruri. Dar și ele au avut un rol în viața ta, pentru că te-au adus în situația în care tu ai reușit să investești dragoste în tine. Au fost foarte multe lacrimi aici. Ok. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia rac. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, august 2022. Tot îmi vine să spun 2021, poate chestiunea asta la voi ține din 2021. Moartea cu 10 de săbii. Trecutul este trecut. Mergeți mai departe. Ce a fost pierdut, mai nici măcar n-a fost pierdut. Okay? Nu mai contează. Este un berbec aici care a sustras o sumă de bani. Oricineva care va dezamăgi foarte tare. Persoana asta o să-și ia karma pentru ce a făcut. Judecata. Voi cu judecata curată și limpede mergeți mai departe. Exact. Pentru că până la urmă voi ați fost sinceri, voi ați fost curați, voi ați fost drepți în situația asta. Cineva aici v-a creat o situație de suferință, Taur, Fecioară, Capricorn sau berbec sau împreună cu un berbec. O chestiune nedreaptă, aud ca mesaj, este nedrept. Este nedrept. O persoană s-a jucat cu mintea voastră. 7 de săbii. Cineva minte pentru a obține atenție. Na, că am spus-o. Și nu sunteți voi. Este o persoană care vă poate fi rudă. Cineva minte pentru că are nevoie de atenție. Sau un fost, ok? Văd aici berbec, săgetător, scorpion. Cineva a mințit pentru a obține atenție, poate chiar cineva din familia voastră. Și asta este un lucru foarte bun. Și voi v-ați știut linia voastră, adevărul vostru, ok? Voi ați știut, practic, cei care aveți aici și leu, ok? Berbec, chiar săgetător. Voi o să aveți foarte multă stabilitate. Voi ați știut foarte bine, foarte bine, dar nici măcar n-ați încercat să o mai dovediți. De-aia spune, privește imaginea de ansamblu. Diavolul cu moartea 10 de săbii. În sfârșit ați desconspirat pe cineva care era foarte toxic în viața voastră și a spus punct minciunilor și labirintului de joc psihologic pe care această persoană îl făcea cu voi. Și repet, poate să fie cineva din familie. Îndrăgostiți cop de cupe, nici nu te-ai mai uitat în urmă și nici nu te mai uiți în urmă. Pentru că eremitul, poate persoana asta să aibă și fecioară, judecata și eremitul. Lăsând zodia la o parte, tu ai ajuns la o înțelepciune atât de mare, ok? Încât luminița ta, acolo beculețul ăla, e aprins de mult. Trezirea ta spirituală s-a produs. Și toxicitatea asta este long time ago. Adică ce au venit ca și informații sau repetitiv ceva în viața ta, ai spus, eu nu mai fac parte de acolo. Am rupt lanțul ăsta karmic din familia asta sau din situația asta sau din relația asta sau din viața mea. Eu știu fiecare ce și cum, dar mă abțin. Și nu este ca și cum te-ai fi abținut să nu vorbești. Mă abțin să mai am de-a face, nici nu mă mai interesează. 7 de bâte și 9 de bâte.
Da. Nici nu mai simți nevoia să te protejezi. Pentru că ai înțeles. Ai înțeles care a fost jocul. Cineva șantajează emoțional aici și ține de acest comportament toxic. 7 de săbi și 4 de monede. De ce oare? Cineva e o femeie șantajează emoțional. Grav. Și o face pentru un berbec. Săgetător. Sau pentru că așa este ea, dar va afecta foarte mult. Tind să cred că este cineva foarte apropiat vouă. Șantajează emoțional și minte. Ori berbecul ăsta face asta. Asta de cu pe 7 de monede. Ce mai contează unde ați investit dragoste? Nici vă mai pare rău. Binele pe care l-ați făcut, lucrurile pe care le-ați făcut, v-ați vindecat. Așa un final frumos aici, că nici mai vreau să mai pun cărți. Deci un final frumos aici cu o vindecare atât de frumoasă. Regele de cupe și lumea și un nou început în dragoste cu o foarte mare bucurie în care ați învățat să vă iubiți pe voi. Se aplică justiția, ok. Justiția este vindecarea voastră, regina de cupe cu 4 de cupe, ok? Nul vostru pe care îl spuneți persoanelor apropiate care v-au făcut rău. Sau nu vreți să mai investiți în ceea ce înseamnă trecut, unde a fost durere. Vreau să vă spun aici, de ce șantajează femeia asta emoțional? 3 de săbii, ok? Iar regina de monede, iar fraierul. Deci tot un berbec implicat. Ori e un berbec cu energie feminină, sau un berbec mai tânăr. De ce cu 3 de săbii și regina de monede? E un joc cu 5 de săbii. E un joc. De ce cu 5 de săbii? Poate chiar este un bărbat care face asta aici? O femeie face asta unui bărbat? De ce cu 5 de săbii? Cineva are o gelozie aici. 9 de săbii cu spânzuratul. Posibil ca cineva să-și antrezeze emoțional aici un bărbat din pești? 9 de săbii spânzuratul. Și mai că se mai devreme regele de cupe. Unde? De ce cu 9 de săbii? Cineva urăște fericirea altei persoane aici, celelalte persoane. Și pentru foarte mult... Da! Da! Ori o femeie și nu vrea ca persoana ei iubită sau persoana din pești, Taur, Fecioară, Capricorn, bărbatul să se întoarcă la o femeie din leu cu 5 de monede 6 de cupe care sunt în trecutul lui, ceea ce asta va și face, ok? Șantajând emoțional acest bărbat, asta mai este o variantă și poate sunteți aici pești care aveți și rac. Ori aici este cineva care șantajează emoțional pentru că e un joc și e o gelozie pe fericirea al cuiva. E un joc aici, e un joc urât. Deci aveți foarte mare grijă. Dacă aveți de-a face, indiferent că este un membru al familiei, că este soțul, soția, cineva face un joc aici emoțional și îl face de ceva timp, de ceva ani, pentru a capta atenția cuiva, ok? Dar cine se... Practic, cine a fost aici afectat de situația asta se trezește și spune, ia stai tu puțin. Eu nu vreau să mai fac parte din jocul ăsta pentru că l-am înțeles. Pentru că cineva a suferit foarte mult din jocul cuiva aici.
9 de săpi și regina de monede. Aveți de-a face cu o persoană care poate fi sociopată sau o persoană narcisistă. Dar e ceva grav aici. 7 de săbii și 4 de monede și nici n-are de gând cineva să schimbe aici și tocmai de-aia cealaltă persoană pleacă. 7 de săbii, 4 de monede. Cineva îi spune aici, nici nu vreau să mai ascult ce ai spus. Și spune în gând, nici măcar nu o spune cu voce tare. Aici am 6 de bâte și 7 de săbii. Exact două cărți care vorbesc mint ca să captez atenția cuiva. Și numai persoana asta o știe. Marea preoteasă. 7 de săbii și 6 de bâte. 10 de bâte. Carul, eremitul. Incredibil. Mint ca să îngreunez drumul altora. Cineva, deci dacă sunteți domn și vă uitați din afară, rac pe scorpion, ok, și aveți de-a face cu așa ceva, să știți că femeia asta vă șantajează emoțional și este o prefăcătorie. Ca să vă îngreuneze plecarea, carul și 10 de bute, să nu puteți să mergeți mai departe și să vă țină într-o codependență, diavolul, justiția, 10 de monede. Oricineva aici cumpără dragostea cu bani, oricineva aici ține o căsnicie pe, sau o relație pe codependență, dar asta nu mai durează. S-a terminat. Aici s-a terminat, cineva s-a trezit. Și aveam aici și aici regele de cupe. Regina de bute și poate să vii. Aici și dacă vă uitați în afară și sunteți doamne din leu, ok? Nu, deci pur și simplu voi v-ați vindecat și v-ați îndreptat către reușită. 7 de săbii, 8 de săbii. Ați înțeles că cineva a mințit foarte mult aici. 5 de cupe, luna. Of, doamne, că s-a mai jucat persoana asta cu mintea voastră. Moartea 6 de cupe. Cineva aici nici măcar nu vă iubește. Nu vă iubește. Nu mă interesează că e membru al familiei, nu mă interesează. Trebuie să o spun. Cineva aici și măcar nu iubește. Pești. Iar pești cu 5 de săbii. Cineva insultă, cineva vorbește foarte urât, cineva se victimizează foarte mult. Aici e un joc bolnav. E un joc bolnav. Care chiar a îmbolnăvit pe cineva la un moment dat aici. Asta cu pe 7 de pentacule. Exact, cineva spune bye bye, vreau să trăiesc, vreau să relaxez, vreau să mă vindec. Flyerul și 2 de bâte. Pare luna vărsător aici, dar cineva visează la un nou început, pe ascuns cu altcineva. Cineva vrea să părăsească o persoană care se victimizează foarte mult. Și o face intenționat, iar și am confirmarea pentru a capta atenția cuiva care nici măcar nu-i poartă dragoste. Cineva a făcut repetitiv lucrurile astea cu mai multe persoane. Eremitul, judecata. Aici se aplică justiție pentru asta. Ceva spune basta până aici. Nu mai poți șantaja emoțional. Fă-o cu altcineva. Ia regina de monede. 3 de săbii, 2 de săbii. 10 de monede. Cineva aici e supărat. Ori a avut tot timpul. Dar de ce a făcut persoana asta așa? 3 de săbii. 3 de săbii. E o persoană care aici posibil are totul. Că e mai comod să ai public, da, că e mai comod să ai public care să te asiste când faci așa ceva. Nu, asta clar e o afecțiune. Clar e o afecțiune. Pentru că cineva își țipă, sparge, urlă, face scenarii dubioase, nu vreau să intru mai departe.
și celălalt este o persoană aici, dacă are public o face, dacă nu are public nu o face. Adică cineva face toate lucrurile astea doar ca să impresioneze pe cineva, dar este un joc bolnav. Adică dacă vrem să captăm atenția cuiva, haide să o facem prin lucruri. Voi știți care este situația, dar mie mi se pare că atunci când vrei să... Dar nici nu e nevoie să captezi atenția cuiva, trebuie să fii natural, trebuie să fii tu. Și mie nu mi se pare că șantajul emoțional sau lucruri de genul ăsta pot capta atenția cuiva într-un sens sănătos decât să creeze milă. Până la un moment dat, până când cineva se trezește. Milă, codependență și apoi persoana respectivă se trezește. Și cum mai că persoanele care fac lucrurile astea atunci când le întorc spatele devin furioase și atunci îți arată adevărata față că de fapt alea erau niște jocuri și că persoana aia nu este atât de dărâmată precum credeați voi. Mai vreau energie pentru cei din Zodia Rac, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Rac. August 2022. Dacă sunteți aici persoane din leu, berbec, săgetător și ați avut de-a face cu așa ceva, mergeți mai departe. Sau aveți și leu și rac, ok? Mergeți mai departe. Prea multă suferință a fost de ajuns. A fost de ajuns. Ați investit ce ați putut în situația asta, dar ați realizat asul de stăbii și justiție. Exact, adevărul, adevărul. Că erau trădări peste trădări și persoana în cauză nici măcar nu are conștiință sau nu vrea, nu-i pasă, vrea să vă țină legați. Și legătura s-a terminat și persoana care a făcut treaba asta aici într-o codependență, High Priestess, ok, care încerca să vă țină legați la ori să nu vedeți adevărul. Moartea și fraierul. Deci cine a realizat aici adevărul, a realizat-o și s-a terminat, s-a dezlegat și pleacă. Pentru că aici este justiția. Adevărul întotdeauna câștigă. Cineva a fost just tot timpul aici, așa a fost adevărul. Dar poate din dragoste pentru cealaltă persoană, milă, mai degrabă spus, n-a vrut să renunțe la persoana asta dorind să-i acorde ajutor tot timpul. Acum totul iese la suprafață. Și în momentul când a ieșit la suprafață, exact moartea și regele de cupe, cineva din Scorpion, Rac, Pești, pleacă, 4 de bute, dacă este cazul să aveți de-a face cu cineva de genul ăsta, ori voi plecați, ok, roata diavolului și 4 de bute. Cineva repetă același ciclu karmic toxic de fiecare dată, vorbind la fel, roata cu 8 de bute, repetitiv același discurs și disc stricat. 4 de bute și diavolul. Exact astea sunt la astea două cărți. În a ține pe cineva într-o confuzie, 4 de bute și diavolul. Și culmea că persoana care face asta se distrează maxim pe treaba asta. Maxim se distrează pe treaba asta. Persoana asta nu și-a dorit ca aici cineva să meargă mai departe, să aibă succes. Pentru că cineva este o femeie rece. Pentru că cineva aici n-a avut fericire, a vrut ca nimeni altcineva să nu aibă fericire sau cineva să nu meargă mai departe. 4 de cupe și eremitul. Iar cineva care are aici luna în fecioară, luna în pești, sau cineva care are aici, ca să spun așa, pești și fecioară, uitați-vă și la pești și la fecioară. Dacă sunteți voi cei de acolo, renunțați la femeia asta, înseamnă că e cineva din rac. Sau care are și rac și săgetător. Ori voi aveți rac și vă apare chestiunea asta și aici. Cineva merge mai departe. Dacă sunteți tauri, ok? Spuneți, decizia mea este decizia mea, nu mai contează. S-a terminat. În legătură cu o persoană anume, care și-a luat karma, urât de tot pentru ce v-a făcut. Spuneți, mă mai interesează trecutul, vreau un nou început. 7 de monede, 6 de bute. Turnul! Noul început va fi turnul pentru toată lumea. Din jurul vostru, poate veți avea un nou început cu un scorpion, posibil. Exact. Și
Asta e persoana care o să aducă cel mai mult echilibru în viață. Nu, trebuie să arăt aceste trei cărți. Steaua, Temperanța și Ierofantul. Cineva are niște capacități spirituale formidabile aici. Iar cealaltă persoană a testat răbdarea persoanei astea. Este cineva care s-a jucat foarte mult aici. Ok? Cineva aici este Marele Preot, Temperanța și Steaua. Cineva aici este un indigo, un înger. Cineva aici este un lucrător într-o lumină. Cineva aici este un o stea și a creat un imperiu, este o persoană spirituală, este un templu. Iar celelalte persoane sau persoana care a făcut asta, ok, poate cea de-a treia energie, șapte de săbi, exact, a încercat să țină pe cineva cu minciuni, să nu vadă adevărata fața persoanei pe care o iubește. Mai este și cazul ăsta. Sau voi... Care e cazul aici? Voi știți de care parte sunt. Cineva aici spune: poziția mea, dragostea pentru mine este mult mai importantă decât așa ceva. Las tot în urmă. Pentru că aici cineva creează un imperiu. Am spus, cineva este un templu aici. Un templu. Haideți să revenim la Metatron. Puse așa toate cărțile astea cum este. Cineva are tot ajutorul divin și susținerea divină. Cineva a muncit să ajungă aici, să crească pe scara asta spirituală. Cineva a fost... Și dacă nu era vorba de muncă, dar aici s-a depus efort, au curs lacrimi. A fost menit ca cineva să vină aici cu un scop divin. Vorbim de cineva care a venit la naștere cu un scop divin. Cineva spune, nu-mi pare rău de absolut nimic. Am ajutat persoana sau persoanele astea, dar înțelepciunea mea și ghidarea divină îmi spune să merg mai departe, gata. Cineva a testat intuiția cuiva aici și nu vorbim de intuiție, vorbim de capacitățile spirituale. Cineva s-a băgat mai mult decât trebuie în succesul cuiva. Exact. O persoană aici este menită. Este menită să aducă iluminare și înțelepciune printre ceilalți. Cineva aici a încercat să diminueze lumina persoanei spirituale. Steaua, echilibru. Este aici o persoană independentă care își vede treaba ei, este o chestiune de destin. Nimeni nu poate să oprească asta. Judecata, Dumnezeu, Creatorul, șase de cupe, de la naștere, scopul de la naștere, croata, destin, incredibil, cineva a fost gelos pe succesul altei persoane, deși culmea s-a bucurat de el, împreună cu persoana asta, și apoi s-a întors devenindu-i dușman. Dau un checking la clarviziune că văd niște lucruri foarte checking. Să dau și check-out. Nu dau că mai am zodii de făcut. O persoană aici a preferat lumina și a venit într-o lumină, nu că a preferat lumina și o persoană aici a venit într-un eric. Poate fi o legătură de rudenie. Două persoane n-au nimic una cu cealaltă. Absolut nimic. Cineva are un destin de succes aici. Pentru că a venit cu acest scop. Și divinitatea a spus, te susținem și niciodată nu o să cazi. Pentru că ești aici cu un scop divin. Indiferent ce ar vrea ceilalți, tu tot în picioare o să rămâi. Indiferent. Indiferent. Dar alte persoane n-au înțeles asta. Hierofantul cu echilibru. Regele de cupe cu 5 de săbii.
Un bărbat tirat pe scorpion aici cu diavolul este o persoană extraordinar de toxică. Toxică! Bărbatul ăsta s-a opus. Bărbatul ăsta a făcut treaba asta. Poate aici avem așa. Și am văzut și la pește asta. Un vărsător, săgetător, taur. Cineva a crezut că va avea succes. Ia să vă știți ce să fiți diavolul. Făcând afaceri murdare cu un săgetător și acum îi este frică pentru că o persoană aici... Da, și am văzut asta la pești. Da. E un secret mizerabil aici pe care n-am să-l spun. Care o să iasă la suprafață. Săgetător, berbec, vărsător și bărbatul ăsta din pești. Jocul s-a terminat. Doi de pentacule, zice de săbi. Știți de ce nu vreau să-l spun? Pentru că în scurt timp oricum l-aflați. Da, am și strănutat drept confirmare. Pentru că oricum o să-l aflați. Voi cei care aveți și leu, o să-l aflați. Și intuiția spune, voi știți că despre voi vorbesc, care sunteți persoanele astea spirituale. Exact. Voi știți deja. Sunteți împărăteasa, sunteți marea preoteasă, voi știți. Poate sunteți chiar lei din exterior care vă uitați. Voi știți. Este aici un secret mizerabil care o să iasă la suprafață. Și asta o să aducă cu sine turnul. În legătură cu aflarea unui adevăr, informații care vin către voi. Cu 9 de săbi, regina de cupe, 9 de săbi, regina de cupe. Aud aici cuiva, îi pare rău că nu v-ați spus adevărul la timp. De ce nu i-am spus adevărul la timp? Cineva este adoptat aici. Aici un bărbat din berbec săgetător este un hoț, din câte văd. Cavalerul de bute, 3 de săbi, 7 de săbi și regele de bute. Ok. Dacă voi ați avut de-a face cu persoana asta, să știți că persoana asta se întoarce, dar fără nicio reușită pentru că voi nu mai veți. V-a distrus inima cândva, s-a jucat cu sentimentele voastre și pur și simplu persoana asta nu mai are ce căuta în viața voastră. Și o să aflați și ceva care o să vă... nu o să vă facă rău, o să vă elibereze. Cumva intuiția voastră știa. Clar știa. O să spunem că vreau să vă concluzia. Vreau concluzia pentru cei din Zodia Rac. Concluzia. August 2022. Notițe ascunse, SMS-uri ascunse, conversații ascunse. Ceva ce devine public. În legătură cu afacerea cuiva sau planul unei persoane care de fapt considera o femeie aici o afacere. Scrisoare de la depărtare. Din partea unui bărbat care este foarte nerăbdător să ajungă. E ceva de scurtă durată aici. Copilul și flori.
cineva este foarte confuz în legătură cu o relație cu o persoană mai tânără aici și o să-și dea seama că persoana asta doar s-a folosit. Cineva a considerat că o persoană, un bărbat este fidel, ok, dar bărbatul ăsta de fapt este un șarlatan. Fidelitatea a fost pusă la încercare. Bărbatul ăsta a sustras mai multe sume de bani. Și aici este o chestiune de cineva care o să aibă un boom și o realizare și o să dea dreptate cuiva în legătură cu ceva ce n-a crezut la timpul potrivit. Poate pentru mulți dintre voi poate să fie o situație de familie în care cineva nu v-a crezut când i-a spus că o persoană este neserioasă. Și a trebuit să lăsați persoana asta să-și dea seama singur sau singură. Și un bărbat aici visează să căsătorească, aveți grijă, doamnele, un bărbat visează să căsătorească pentru bani aici. El comunică de la distanță cu o femeie și au un plan amândoi malefic în legătură cu ceva financiar. Vă rog frumos să aveți, sau poate persoana care nu v-a crezut este în situația asta și oricum nu o să vă creadă. Până nu s-o lovește cu capul de pragul de sus, pentru că v-a trădat pe voi pentru persoana asta. Practic, cineva își plănuiește un atac financiar, iar cineva crede într-o mare dragoste care de fapt este, nu este, vreau să zic. Dar cineva va trebui să trezească de unul singur sau una singură aici. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Rac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.